Ministrul Sănătății Alexandru Rafila susține că ne aflăm în vârful valului 5 al pandemiei și urmează o scădere a numărului de cazuri. Întrebat când scăpăm de pandemie, acesta a răspuns că în anul 2022. Ministrul Sănătății a anunțat aseară că, în opinia sa, este posibil ca din luna martie spectacolele și alte tipuri de evenimente vor putea fi susținute cu prezența publicului la 50% din capacitatea sălii, iar din luna aprilie să se intre în normalitate. Alexandru Rafila crede că 2022 va fi anul în care pandemia de COVID-19 se va încheia. Ar fi foarte bine, foarte bine ar fi, dar nu cred că o să scăpăm. Cu lumea asta care se îmbolnăvește continuu, nu cred că o să scăpăm. E mult. Foarte mult îmi doresc să ne la normalitate, toată lumea să fie voioasă, să nu stăm închiși ca un cățel cu bobniță la gură. Dar ce să facem? Asta este. Nu avem nicio putere. M-a speriat această boală. Foarte mult. Uite, ies o dată la lună, ies afară. Săptămâna viitoare am putea afla și dacă se va renunța la certificatul verde de vaccinare sau trecere prin boală. Greu de spus. Se pare că tulpina asta nouă este așa, se împrumută foarte repede. Greu de spus. Aș mai merge pe restricții. E adevărat că pun presiune pe mediul economic, pun presiune pe multe sectoare de activitate, dar trebuie să fim conștienți și responsabili cu ceea ce facem. Pentru că nu e simplu. Am colegi care mi-au murit. Probabil se vor mai duce și alții. Contextul e foarte, foarte încurcat. E bine, e super, că ne-am săturat cu măștile pe față. Nu ne mai cunoaștem la față, vorba aia. Deci e un lucru foarte bun. Dacă se dovedește și în România, așa cum s-a dovedit și în alte țări, că tulpina Omicron produce infecții ușoare, banale la majoritatea oamenilor, sigur că restricțiile vor fi ridicate. De asemenea, se așteaptă și ridicarea stării de alertă. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat că peste 10 milioane de români au trecut prin această boală.